Un tânăr a murit în Cluj-Napoca după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc aflat în construcție. Tragedia s-a întâmplat pe strada Arinilor, chiar lângă un loc de joacă. În zonă s-a deplasat de urgență un echipaj smurt și o auto special a pompierilor. Aflat în stare critică, băiatul a fost dus de urgență la spital, însă după aproximativ 2 ore de la producerea incidentului, a pierdut lupta cu viața. Băiatul avea 16 ani și locuia în Florești. Polițiștii încearcă să afle cum a ajuns tânărul în zona respectivă și dacă mai era cineva cu el în momentul în care a căzut. Se conturează moartea accidentală, deci căderea accidentală de la înălțime. Nu avem alte suspiciuni până în acest moment. Încercăm să elucidăm motivul pentru care el a ales să se joace acolo, în acel imobil, cu toate că știm cu toții că aceste imobile abandonate, șantierele abandonate, sunt un magnet pentru adolescenți și alte categorii de oameni. Locuitorii din zonă spun că accesul în clădire nu este restricționat și acolo pot avea loc accidente oricând, cu atât mai mult cu cât copiii se joacă zilnic acolo. Sunt copii, zona e nesupravegheată, din păcate nu are cine să văd că nu este pază și pericol de accident totdeauna o să fie, dar cât timp clădirile rămân în starea în care sunt. Oamenii spun că mai de mult clădirea era păzită, dar după ce investitorii au renunțat la proiect, construcția a fost părăsită.